indiferent cât de greu a fost și va fi în continuare, nu m-aș vedea fără el sau să-i se întâmple, Doamne ferește, ceva. Pentru că de aproape 5 ani îi cresc singură. La naștere a fost operat pe colon, a avut anus contra naturii, îl a pus din nou pe fund, mi-a slăbit enorm și în timp, având colonul normal, tot timpul era umflat în burtică, tot timpul avea chestia asta de a se umfla în burtică și nu scotea gaze pe fund deloc. Și tot timpul făcea infecții. De la treaba asta, că scaunele, gazele și așa mai departe, stăteau acolo. Și era dificil să ia în greutate, pentru că făcea scaune mult, făcea scaune moi. Se poate recupera, dar trebuie foarte multă muncă, răbdare. Mario vorbește? Nu. De ce? Nu știu, nu mi s-a spus ceva care avea ceva neurologic, în schimb, înțelege. Mă înțelege când vorbesc cu el. Dar nu spune nimic? Mama, tata? Nu, nu. Îi dau eu să mănânce, dar laptele, apa, ceaiul, îl mănâncă singur. Adică îi pun în biberonul lui și mănâncă singur. Sau biscuiții, covrigei și așa mai departe, lucrurile de genul ăsta le mănâncă singur el. Bate mâna aici. Bravo, Mario! Mario are nevoie de ajutorul nostru. El suferă de enterocolită necrozantă. Are nevoie de kinetoterapie pentru a ajunge să meargă, pentru a avea o viață normală. Putem să-l ajutăm, deoarece are nevoie de tratament special și nu are bani. Putem să-i salvăm viața donând în contul Asociației Speranță pentru România. Haideți să luptăm împreună pentru o viață mai bună a lui Mario.